Pastila de fizico. Sistemul internațional de unități. Facem măsurători zilnic în sănătate, locuințe, trafic. Acestea ne ajută să luăm decizii. Avem nevoie de unități de măsură comune pentru a ne putea corela datele măsurătorilor. Pentru acesta utilizăm Sistemul Internațional de Unități, pe scurt Sistemul Internațional, care este un sistem de unități de măsură aplicabil în toate domeniile. Sistemul Internațional de Unități conține 7 unități fundamentale: metrul, kilogramul, secunda, kelvin, amper, mol și candela. În cele ce urmează vom vedea care sunt mărimile fizice fundamentale corespunzătoare acestor unități de măsură. Lungimea are simbolul L și se exprimă în Sistemul Internațional de Unități în metri. Masa are simbolul M și se exprimă în Sistemul Internațional de Unități în kilograme. Timpul are simbolul T și se exprimă în Sistemul Internațional de Unități în secunde. Temperatura are simbolul T și se exprimă în Sistemul Internațional de Unități în kelvin. Intensitatea curentului electric are simbolul I și se exprimă în Sistemul Internațional de Unități în amper. Cantitatea de substanță are simbolul mu și se exprimă în Sistemul Internațional de Unități în mol. Molul este cantitatea de substanță a unui sistem care conține atâtea entități elementare cât și atomi se găsesc în 0,012 kg de carbon 12. Intensitatea luminoasă are simbolul I și se exprimă în Sistemul Internațional de Unități în candele. Din cele 7 unități de măsură fundamentale se pot obține un număr nelimitat de unități derivate. De exemplu, area, volumul, viteza, accelerația, densitatea. Acestea sunt date de expresii algebrice formate prin înmulțirea și împărțirea unităților fundamentale. Sistemul Internațional de Unități conține 7 mărimi fizice și unități fundamentale: lungimea în metri, masa în kilograme, timpul în secunde, temperatura în kelvin, intensitatea curentului electric în amper, cantitatea de substanță în mol și intensitatea luminoasă în candele.